Viața este un teatru și noi suntem unii actori. Apare întrebarea, mulți adică Dumnezeu ne învăța să ne prefacem, dar oricum vă prefaceți. Oricum vă prefaceți că sunteți un personaj pe care l-ați învățat în timp, într-un mod întâmplător, fără scop, fără direcție, fără nimic. După care și mă ați spus, ești proastă, așa ești tu ce să-ți fac. Nu, tu joci un rol de proastă, nu că ești proastă. Tu puteai să fii genială mai că tu spus că ești o neputincioasă, ți-a scris în scenariul vieții tale, asta este haina ta că ești neputincioasă. Și pe tine ca să iei unul de mireasă sau de soție, nu știu ce, bucur te că se uită unul la tine. Păi dacă vrea unul să te mai sărute, apoi deja e mare succes pentru tine. Dacă vrea cineva sex se cu tine, apoi dă-te mai că te și după aia. Tu uite așa ai ajuns aproape să te prostituiesc, pentru că mai că a spus că asta e rolul tău așa trebuie să-l joci dacă vrei să ai succes. Dacă nu vrei să ai și să arunci cu roșii stricate sau cu ou clocit în tine, că asta era pedeapsa în trecut.